Studioul Național FM de la Mamaia este în continuare locul din care energia și voia bună sunt transmisă către toți ascultătorii. Cu Mihai Dacin la microfonul stației de 10 și invitații săi de nota 10, nici nu se poate altfel. Miercuri invitat la stația de 10 a fost Stelu Enache, artistul de origine română care a intrat în familia selectă a muzicienilor de înaltă ținută în urmă cu peste două decenii. Printre alte proiecte muzicale care au marcat cariera, Stelu Enache a lansat împreună cu Ovidiu Lipan Țăndăric albumele Bachița și Iskender. La Iskender, un colaborator de mare clasă a fost maestrul Gheorghe Zamfir. Stelu Enache! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Îmi place viața, atitudinea și vivacitatea cu care încă din parcare ne-ați salutat. Ați venit dansând, sunteți singurul invitat care a venit dansând la această emisiune. Eu sunt, cum să spun, sunt responsabil cu buna dispoziție pe stațiunea Mamaia. Sunteți un fel de animator, așa. Perfect. Bine ați venit la noi la radio și chiar vă felicităm. Iskender este unul dintre cântecele pe care le difuzăm cu mare, mare, mare pasiune și plăcere din dragul pe care îl avem față de muzica românească de bună calitate. Vara Națională FM de la Mare continuă cu Mihai Dacin și stația de 10, plină de distracție, muzică de calitate și concursuri cu premii, pe placul tuturor ascultătorilor.